Continuăm, dragilor, lecția. S-a tot bocănit până acum. Sper să nu se continue așa. Da, nu pot să știu exact. Încercăm să vedem. Deci am zis așa. Funcția F devine pe R cu valori în R, având legea de corespondență F de X egal cu 2X, o radical de 1 plus X pătrat, să se demonstreze că F este bijectivă. Ori, definiția bijectivității spune să arătăm că funcția este surjectivă și injectivă. Pentru injectivitate avem mai multe variante. Definiția spune dacă X este diferit, Y trebuie să fie diferit. Deci, F injectivă, dacă și numai dacă. Oricare ar fi pereche X1 diferit de X2, să rezulte că F de X1 diferit de F de X2. Asta e definiția care trebuie să avem în vedere. Însă, în condițiile în care am avea o mulțime de definiție, domeniul definiției ar fi o mulțime limitată, adică un număr finit de elemente, am luat toți X și diferiți, să ne interesăm dacă X și sunt diferiți. Dar, de data asta, el depinde pe el, n-am cum să iau toate perechile X1 diferit de X2. X diferit, să vedem Y diferiți. De aceea, în loc de această problemă, această definiție, se aplică duala ei. P implică Q, orice teoremă înseamnă P implică Q. Orice definiție înseamnă așa, P implică Q. Da? P implică Q. P implică Q este un rezultat, e o nouă propoziție. Cele două propoziții P și Q sunt legate prin implicația P implică Q. Conectorul logic implică. Ei bine, este echivalent acest lucru, rezultatul, este același ca atunci când ar zice non-Q, non-Q implică non-P. Ce ar înseamnă non-Q? Non-Q, ăsta e P-ul și ăsta e Q. Non-Q, negația. E F injectivă, dacă și numai dacă. Iată telefonul. Hai să vedem ce ne sună. Alo? Da, eu sunt. Mă bucur să vă aud. Deci tocmai din Belgia. Da, tocmai din Belgia vă sunt. Da. Ce vreau să vă întreb? Eu tot o săptămână, două urmăresc de internet. Așa. S-a văzut multe lecții de-a dumneavoastră, foarte bine făcute, foarte bine explicate. Lecții unde? La matematică sau la apicultură? La matematică. Deci am deja 30 de ani, sunt din Neamț. Așa. Bun. Așa. Și m-a interesat să cumpăr și eu a fost acolo videomanual. Așa este. Dar se poate trimite prin curierul Belgia sau cum aș putea proceda să cumpăr și eu niște videomanuale? Așa. Dumneavoastră sunteți din Piatra Neamț, nu? Da, eu sunt din Piatra Neamț. Ei, atunci cineva, dați adresa la numele cele de telefon care sunt acolo. Dați adresa, vi se trimit la Piatra Neamț și Piatra Neamț se răspunde cum ajung la dumneavoastră în Belgia. Da. Deci nu există altă soluție. Prin curierat, prin toate chestiile în exterior, n-am reușit să trimitem. Băieții care se ocupă de treaba asta nu au pus la punct și apoi nu au cum să facă. N-au exercițiul ăsta și e destul de dificil. Deci varianta ar fi asta, cea mai simplă și mai sigură. Dar acum hai să vă spun un lucru. Sunt chiar într-o lecție de matematică. Lecția 280 este deja publicată. O și vedeți acolo că intrați la Prof Online și ați văzut cuprinsul. Da? Acum va fi 281. Vocea dumneavoastră este înregistrată. M-ați prins în lecție, eu am întrerupt lecția, dar n-am închis camera. Ci pur și simplu stau de vorbă cu dumneavoastră, așa că vă veți auzi la telefon și discuția care o purtăm. Deci, v-aș ruga să urmăriți lecția asta
chiar să urmăriți, nu din plăcerea de a vă fi auzit dumneavoastră, ci și mai ales pentru că am luat niște lucruri chiar de jos, chiar de jos. Cu ocazia asta... Eu vă urmăresc toate lucrurile, vă urmăresc cu cea mai mare plăcere. Numai că aș mai vrea o întrebare. Videomanualele sunt structurate, am văzut 3 DVD-uri, nu? Deci un videomanual, pe exemplu, la trigonometrie, conține 10 DVD-uri, nu? Așa este, 10 DVD-uri înseamnă 15 ore de matematică, făcute într-o logică foarte atentă, de jos în sus, toate formulele sunt demonstrate, așa cum vedeți că fac eu de, totdeauna. Deci nu fac... Nu aruncă o formulă peste gard, acolo să o luați de bună și cu asta basta. Nu, totul este explicat. Da? Deci pe capitole, totul e făcut atent. Chiar acum, repet, în lecția care o am, sunt la un punct în care vorbesc despre funcții, subjectivitate, injectivitate, lucruri care se găsesc foarte bine explicate în volumul funcții. Că este și un volum acolo cu funcții, da? Ce mă bucur să mă fi contactat chiar în timpul unei lecții de matematică. Și cu asta îi anunțăm pe foarte mulți că sunt atenți pe blog și mă urmăresc. Și ce bine ar fi ca autoritățile, iată voi acum sunteți acolo în Belgia și vă puneți problema votării, așa, votului. Ce idee ar trebui să meargă? Există această România a oamenilor care sunt plecați. Eu însumi am copii în America, știi bine, probabil că ai înțeles pe așa. Așa. Nu chiar de mici copii, ci de când au terminat facultatea, de 14 ani stau acolo. Ei, eu am terminat liceul de matematică fizică. Așa. Facultatea de matematică fizică la Bacău. Așa. Deci în 2007 am terminat facultatea de matematică fizică. După aia am profesat un an ca profesor de matematică. Excepțional, excepțional. Am înțeles. Nevoia te-a făcut să te duci acolo ca să faci ceva, să poți câștiga și tu un ban, pentru că până una alta, zic că foamea trece prin stomac, nu? Da, exact. Dar totuși am pot să explicăm în sânge, deci totuși am sânge, totuși am sânge, totuși am sânge, asta e minunat. Deci asta ar fi, dragule, posibilitatea sau varianta, asta ar fi. Sau atunci când vii în România, că probabil mai vii în România, nu... Așa? Așa. Ai familia acolo? Da. Deci familia, soția și copilul sunt aici, dar România, da. Excelent. Știi ce poți face tu? Voi, România asta exterioară, puteți face un lucru spectaculos. În afară de voturile voastre, merită să vorbiți cu părinții, cu frații, cu surorile, cu cunoștințe. Spune, măi, fraților, noi nu putem amplifica votul, dar vă propunem ca voi să faceți acest lucru. Pentru că la noi e mare dramă, e nenorocire. Dacă PSD-ul rămâne în continuare, prinde... Da? Veniți cu o discuție purtată așa spre părinți, spre frați, spre surori, spre cunoștințe și așa mai departe, ca să putem determina. Există o letargie, există... Iată, Moldova este roșie toată, pur și simplu te îngrozești. Eu însumi am reacția asta, m-am luat la luptă cu sistemul pentru că am sesizat de foarte multă vreme că nu se mai poate. Ideea asta de video manual, cum tu îți dai seama fără discuții, reprezintă o revoluție în tehnologia didactică. Tu, ca profesor, îți dai seama ce putere ai asupra copilului ca să-l faci să înțeleagă. Că una este să prezinți cu creta în mână și ai îmbrăcat haina asta în primii ani, cum spui acolo, acum, cum spui acum, dar alta este să ai filmul, inclusiv tu, ca profesor, ești sprijinit de unul care are mai multă vechime ca mine, unul care are o dragoste nețărmurită ca să poată să-l ajute pe toată lumea. Așa, dar, dragule, cum te numești pe numele tău? Cum? George? Florin. Florine, ai spus probabil mai devreme, dar eu n-am fost atent. Da,
Eram cu gândul la lecția mea aici. Florine, eu sunt cel care mi-am asumat și am decis să produc această breșă în sistemul de educație și sper că... Și tu ești o dovadă acum. Ești o dovadă a interesului pe care îl manifestă și tinerii profesori. Iată că tu nu poți uita dragostea din tâi, nu? Dorința de a face matematică. Super. Ce îmi spui acum este minunat. Dar nu uita, ca să reușim, să reușim în proiectul ăsta, este important ca voi din exterior, așa cum voi face când ajung acum la copiii din state, că pe 10 plec din nou în state și voi continua să transmit de acolo, voi continua discuția cu ei. Acum sunt în discuții tot timpul cu ei și tot le spun. Toți cei pe care am cunoscut eu cât am fost anul trecut de la Microsoft, care sunt, mă rog, un grup de vreo 10 familii pe care le-am cunoscut cu așa, să facă presiune spre părinți, frați din România, ca să putem determina. Oamenii aproape nu știu să n-au posibilitatea să compare ăștia din România cu ceea ce trebuie făcut și cu libertatea de a gândi. Noi aici parcă nu mai avem libertatea de a gândi. Trebuie să fii rolat, să fii subjugat, intelectul tău să fie, să spunem așa, mutilat de ceea ce înseamnă sărăcia și nevoia de a câștiga banul. Și pentru asta ei te au la mână și oricând votul pe care ți-l cumpără, pur și simplu. Dar ne umilează pur și simplu. Este o dramă a poporului acesta. Nu se poate așa. Da, există această forță acum. Vezi peste tot toată diaspora. Este în stare să facă asta, dar trebuie să faceți încă... Știu, dar sunteți 2, 3, 400 de mii de voturi. Masiv este în interior, iar în interior pe ei trebuie să-i determină ca să vină cu schimbarea. Altfel nu avem cum să producem. Eu îți mulțumesc încă o dată. Ideea este asta. Exact. Și cele 18 volume ți se trimit acolo la Piatra Neamț, așa? Și până de acolo... Sigur, e problema pe care o rezolvi după aceea tu, în etapa următoare, da? Da, vă mulțumesc. Nici o problemă, mi-ai făcut o mare bucurie. O zi frumoasă mi-ai făcut astăzi, mulțumesc. La revedere. Dragilor, nu trebuia să mai... Nu mai trebuie să adaug nimic. Chiar nu mai trebuie să adaug. Eu să mă duc la lecția mea, că asta veți... Superb este. Este minunat. Asta e starea mea de bine. Da? Cu toate loviturile care le primesc, cu izolare, că nu sunt izolat. Este minunat. Nu sunt izolat. Sunt chiar în centrul atenției celor... Atenție celor care au atâta nevoie. Iată tânărul profesor plecat din nevoia de a supraviețui, nu putea stea cu cele 600 sau 700 lei, 6-7 milioane pe anii vechi. S-a dus acolo, de câți ani l-a spus el, m-am și uitat, familia acolo lucrează altceva, muncesc, construcții, chestii, altceva, orice, dar mintea a rămas tot la matematică. Deci el se recrează, se reface forța de muncă pentru a doua zi, pentru că a dat de prof online. Asta e superb. E superb. Nimic nu produce o stare de bine mai adevărată decât astfel de lucruri. Așa cum mi-a întâmplat cu profesoara de la Brăila, care m-a sunat, așa. Iată, e superb. Merită, dragilor. Așadar, funcția injectivă, dacă asta e definiția. Cum eu de la logica matematică știu că proporția pe P cu Q este aceeași, este adevărat tot în aceleași situații ca și non-Q implică non-P, atunci o traduc non-Q, adică nu asta. Adică F de X1 egal cu F de X2. Deci cu asta, ca ipoteză, să rezulte non-Q. Oricare, se rezulte ce? X1 egal cu X2. Unic. Deci să nu apare egalitatea asta
în orice să mai existe și alte variante. Deci X1 egal cu X2 în mod unic. În sensul că o altă variantă să nu mai am, nu? Decât asta, la asta să ajung. Adică să nu mai există alternativă pentru egalitatea asta. Numai ea și numai ea să aibă loc. Foarte, foarte importantă. În ieșiți în aplicații, cu asta plecăm, dragilor, da? Deci, cel mai des o folosim pe asta. Mai există și metoda grafică, adică paralela dusă la axa X-ilor, să nu tai în două sau mai multe. Să nu tai în două, că dacă tai în două, înseamnă că sunt doi de X. Bun, ar când vă gândiți la un parabola, când duc paralela, îmi tai în două. Aici, ăsta e X1 și ăsta e X2. E, așa ceva, nu. Să nu fie așa ceva. Să nu tai în două puncte. Același Y. Adică cei doi de X să aibă aceeași imagine. X diferiți cu aceeași imagine. S-a contrazis definiția. Spuneam că mai des o folosim pe aceasta. Nu am șanse să am rezultat bun pe această tehnică, pentru că iată și ce mi s-a întâmplat. Dacă folosesc f(x)1 egal cu f(x)2 așa, 2x radical din 1 plus x pătrat egal cu 2x radical. Ați văzut cât de mult muncesc acolo pentru egalitatea aceea, am și abandonat-o. De aceea, într-o astfel de situații, ne trebuie o altă idee. Dar partea teoretică nu ne mai ajută. Când ajungi în clasa 11, dragule, ai aici posibilitatea să studiezi continuitatea unei funcții, când o funcție continuă pe o mulțime. Dacă continuă în fiecare punct. Dar ce înseamnă într-un punct? Ca limitele laterale, când le studiez, să fie egal cu valoarea funcției în punct. Deci, fie cât te apropii cu X și din stânga, fie cât din dreapta, valoarea funcției, când încep să compari cele trei numere găsite, să fie toate trei egale. Deci limita din stânga cu limita din dreapta și valoarea funcției în punct să dea același rezultat. Atunci spunem că funcția este continuă în punctul respectiv. Mai mergem mai departe și vorbim de noțiunea de derivată. Noțiunea de derivată înseamnă limita raportului acela. Dacă e o limită, ca orice limită, să calculează limita acolo. Adică să știi să faci derivate. Nu ne facem așa de dragul de a ne face. Pur și simplu, derivata, când știm să derivăm, când facem, constatăm că semnul derivate ți este de mare folos. Semnul derivate, o faci derivata și o privești ca o funcție de sine stătătoare și stabilești semnul, adică stabilești pe unde Y cresc, pe unde sunt pozitiv sau negativ. La derivat. Semnul derivate îți indică pe acolo unde derivata e pozitivă, înseamnă pentru funcție un mesaj. Funcția e strict crescătoare. Pe unde e negativă, funcția e descrescătoare. X și aceea, rădăcinile derivatei, sunt X și punctelor de maxim sau de minim. Păi se superbă rolul derivatei. Deci derivata îți indică foarte tare, îți dă informații despre monotonia funcției. Îndată ce ai că o funcție este strict crescătoare și continuă, ea este injectivă. Adică dacă ea este strict crescătoare și nu are rupturi, da? Atunci când duci paralela, tai sigur îți tai graficul, nu tai în două, ci într-unul. Cel mult unul. Adică este funcție injectivă. Nu sunt doi de X cu același Y. Deci din asta este injectivitatea. Dar subjectivitatea nu iese. De aceea, haideți să lămurim injectivitatea. Cum în cazul nostru nu merge nici definiția asta, nici definiția a doua. Am încercat-o pe a doua și nu mi-a dat rezultat. Cum aceste două nu merg? Metoda grafică nu am, că n-am făcut graficul și dacă m-a pus să fac graficul la funcția asta, pierd mult timp. Deci numai pentru injectivitate. Sigur că ar fi instructiv, sigur că ar fi interesant să ne ocupăm de graficul funcției acestea. Poate chiar ne ocupăm, să vedem acum. Dar haideți să speculăm ce știm începând de clasa a 11-a despre monotonia funcției, rolul derivatei. Deci îmi fac derivata, am făcut-o, dar am uitat-o, am șters tabla și nu mai am, nu știu, clipa asta. De aceea am să fac derivata și spun așa.
f derivat de x, mă pot aduna de, despre bucuria asta care mi-a produs-o tânărul din Belgia cu... Parcă Belgia a spus. Dacă am greșit, mă iertați. Deci f derivat de x egal cu... Am zis că e un produs aici și locul întâi derivat 2x derivat face 2, o radical din 1 plus x pătrat plus 2x nederivat, ori radicalul derivat face 1 supra 2 radical din 1 plus x pătrat, așa, ori ci sub radical derivat ori 2x, 2 cu 2 se simplifică, și este egal cu 2 radical din 1 plus x pătrat, 1 plus x pătrat, plus x ori x de aici, nu? Și 2 de aici, da, și 2 acela, plus 2x pătrat supra radical din 1 plus x pătrat. Iată, dragilor, că putem să constatăm că aducem deja aceeași numită și o să am 2 pe lângă 2-ul acesta și cu 2-ul asta, deci scoate factorul 1 și vine 1 plus x la a doua și plus un x la a doua, plus 2x la a doua, totul supra radical din 1 plus x pătrat. E, iată, asta este f derivat de x. F derivat de x, dacă îi fac semnul, ia se observă că x-ul nu, de la minus infinit la plus infinit, derivata n-are nicio supărare, e o fracție, e drept, dar la numitorul radical e drept, dar e 1 plus x pătrat, deci e pozitiv tot timpul, radicalul există tot timpul, deci suntem foarte fericiți din punctul ăsta de vedere. Fracția există, nu dau deoparte nimic, dacă ar fost 1 minus x pătrat. S-ar putea să fie aici 0, riscul să fie 0 și radical din 0 are rost, dar numitorul împărțirea nu are rost. Deci ar fi pierdut niște puncte. Așa că, în clipa asta, spunem, nu pierdem nimic. De aceea, pentru derivată, f derivat de x, studiem dacă se anulează undeva. Fracția devine nulă când numărătorul e 0, adică 1 plus 2x pătrat să fie 0, niciodată. Și plus sus, plus jos, radicalul e număr pozitiv, 2x pătrat plus 1 și nu știu ce e pozitiv, deci derivata e strict pozitivă. Adică despre funcții, mesajul așa ar fi. F de x în condițiile acestea este strict crescătoare. Da? Strict crescătoare. Funcția e strict crescătoare. Este continuă, când, dacă vrem continuitatea, limita într-un punct insens și valoarea funcției în punct, continuă și strict monotone, este injectivă. Deci de aici mesajul ar fi că e injectivă. Și am terminat cu injectivitatea. Deci, fiindcă n-am avut șanse să aplic definiția, am folosit noțiunile din clasa 11, a funcției continuă și strict monotonă, pe intervalul respectiv, este strict crescătoare. Putea să fie derivata negativ sau putea să avem semn. Până aici crește, de aici descrește și așa mai departe. Dar pentru noi era vorba de studiu bijectivității pe tot domeniul, pe ier. În condiții care s-ar întâmpla alternative, aș fi spus că iată-ne că avem restricții bijective. Adică aș fi spus, pe acolo unde crește, pe unde descrește, luând pe bucăți, funcția ar fi fost bijective. De data asta, injectivitatea este asigurată pe tot ier. F injectivă, oricare ar fi x real, da? Pentru f definită pe ier, cu valori în ier. Injectivitatea e bună. Dragilor, nu știu dacă surjectivitatea e acoperită, e rezolvată. Pentru că ar trebui să știu dacă la orice y m-aș opri din ier, din codomeniu, la orice y, toți să fie mulțumiți, toți să spună, da, sunt fericit, de ce? Că am eu un X în spate care, am un X acolo care spune că eu sunt imaginea lui. Deci asta înseamnă, pe la orice Y ne-a oprit, să existe X-ul din domeniu, încât Y-ul acesta să fie imagine. Asta este definiția surjectivității.
la orice Y ne-am oprit, să existe, asta e problema, să existe X-ul din domeniu, încât Y cu acela să fie imaginea, prin relația respectivă, să fie imaginea X-ului la care ne-am oprit. Da. Ar vrea să acum să leg problema asta prin varianta de mai sus. Pentru că dacă aș aplica definiția, ați văzut că este o ecuație urâtă de rezolvat. Ecuație bipătrată, cu x la 4, x la 2. Este foarte tare momentul. Dacă cumva se va întâmpla ca limita la minus infinit să fie minus infinit, zic și eu, și la plus să fie plus infinit sau invers, n-are importanță. Nu, dacă ar fi plus infinit aici, la plus infinit să crească mai sus, nu se poate. Deci obligatoriu, limita la minus infinit trebuie să fie minus infinit și la plus să fie în plus infinit. Pentru că numai așa acoperi tot codomeniul. Că dacă îmi dă o valoare finită, la minus infinit, înseamnă că Y-ii sunt într-o zonă. Nu toți Y-ii sunt fericiți. Pentru Y-ii din zona până la un loc încolo, aceia sunt nemulțumiți. Pentru ei nu se găsește niciun X. Deci foarte tare chestia. În clipa asta, pentru situația de aici, ar trebui să fie obligatoriu limita la minus infinit. Deci mă ocup repede. Limită pentru X tinde la minus infinit din 5, din f de X, adică din 2X radical din 1 plus x pătrat, limita din asta, este egală cu 2 ori minus infinit, 2 ori minus infinit, ori radical din 1 adunat cu minus infinit la pătrat. Egal cu, i minus infinit la pătrat e infinit, radical infinit e infinit, minus infinit ori minus infinit, ori plus infinit este minus infinit, deci limita este minus infinit. Iar la plus infinit este fără discuții plus infinit. Deci limita la minus infinit minus, la plus infinit este egal cu, hai să o scriu de sub, limită pentru x tinde la, limită pentru x tinde la plus infinit din f de x este egal cu plus infinit. Și acum, în baza acestui lucru, putem spune că funcția este surjectivă. Că toți y-ii de la minus infinit la plus infinit sunt mulțumiți, că dacă mi-aș imagina graficul funcției, ar trebui să spun că vine așa, la minus infinit, când x-ul e minus infinit, y-ul e minus infinit, pe aici pleacă, și se duce chiar prin 0, cred că trece, că 2 ori 0, 0, trece prin 0, graficul cam așa vine. Nu știu, trebuie să fac și problema asimptotii pe acolo, dar sigur că așa se întâmplă, mai faci așa, făcând habar n-am cu asimptote, o chestie, acum am dat seama că e foarte simplu de făcut și monotonia și toate lucrurile stabilite despre funcția asta. Haideți să facem, apropo de asta. Și atunci vedem ce din grafic, facând și graficul, că tot ce am spus acum corespunde realității. Că funcția este injectivă din tot ce am analizat, este și surjectivă, fiindcă se întâmplă ca limitele la minus infinit și la plus infinit să facă exact cât îmi trebuia mie, minus infinit și plus infinit, deci asigură și surjectivitatea, în final, bijectivitatea funcției. Așa că, mă duc acum și vorbesc despre asimptotele. Haideți să vedem și asimptotele ca să trasăm graficul cu precizie. Spre ce pornim noi, facem y egal cu mx plus n, mx plus n, unde m este limită pentru x tinde la plus minus infinit din f de x pe x și este egal cu limită pentru x tinde la plus minus infinit din f de x pe x, adică 2x radical din 1 plus x pătrat supra x. X-ul se duce și face infinit ori la infinit. Trebuia să-mi dea valori finite. M finit. Deci nu există M. Nu există M. Da? Real, care sunt, pe care să-l pot înlocui aici și să vorbesc de asimptote. Nu are asimptote. C-
ca să mai am eu așa niște... N-am dreapta aceea după care să mă orientez. Nici nu e o dreaptă. Ca să mai iau niște puncte aici. Când X-ul este minus 1, Y-ul este nu știu cât... Și câteva puncte îmi oferă posibilitatea să trasez graficul. Sigur, așa se prezintă. Orice paralel dus să taie graficul într-un punct și numai unul, funcția astfel definită este funcție, spunem... Deci funcția astfel definită este funcție bijectivă. Și cu asta am terminat problema aceea pe care am avut-o de rezolvat a bijectivității. Dragilor, sper că v-am putut convinge. Încă o dată am vorbit despre bijectivitatea unei funcții, parte teoretică ce înseamnă și atunci când definițiile de funcția, definiția directă, duala ei, da? Care se aplică cel mai des, nu se permit să tragi concluzia asupra, atunci mergi pe culoarul pe care l-am spus, faci derivata și dacă funcția e strict monotonă și continuă, atunci funcția este injectivă, iar pentru subiectivitate trebuie să te interesezi de acoperirea tuturor y-urilor. De aceea, cum noi am ajuns la situația respectivă, am spus, da, limita la minus infinit trebuie să fie neapărat la minus infinit și la plus plus. Și așa s-a întâmplat. Haideți să vedem mai departe. Suntem tot la subiectul 2, însă purtăm discuții destul de laborioase. Mai stăm de vorbă la telefon. Nu-mi trece. Astăzi pot lucra până de seara, așa sunt de bucuros, pentru că văd interesul din ce în ce mai mare. Punctul E a fost A, B, C, D, punctul E. Să se determine în funcție G și H, să se determine G și H pozitive, astfel încât, așa încât, G de X minus H de X să fie egal cu 2X și G de X ori H de X, G de X ori H de X să fie egal cu 1, oricare ar fi X care aparține lui iar. Spun încă o dată, în lecțiile mele pot să-și găsească rezolvarea multe chestiuni, mulți pot lămuri multe lucruri, de la clasele, chiar de la clasele mici. Da? Asta este. Și acum dau răspuns, am dat-o, adică vreau să răspund tuturor celor care au nevoie de prof online. Că plec de la lucruri de jos. Vedeți voi ce am de făcut. Am de rezolvat un sistem. Eu sunt de multe ori, din experiența care o am, sunt tentat să surprind un sistem așa cum îl găsiți prin clasa, din clasa a 8-a, cred că se fac. Sistemele așa de tipul 2x plus 3y egal cu 5 și 5x minus 3y, ca să meargă foarte, egal cu 2. Vă dați seama și la soluția 1-1 trebuie să-mi dea, că 2 cu 3 fac 5, 5 minus 3 egal cu 2. Aici, foarte repede, nu, văd deodată metoda reducerii, dacă le aduc, vine 7x egal cu 7, adică x egal cu 7 pe 7 egal cu 1. Și cu x-ul știut, mă duc într-una din ecuațiile mai sus și vine 2 ori 1 plus 3y egal cu 5, care mă conduce la situația că y egal cu 1. Că vine 3y egal cu 5 minus 2, 3, y egal cu 1. Și perechea este 1, 1. Dar sistemii de acestea în care necunoscutele sunt niște funcții, nu prea am întâlnit. Nu e nicio deosebire. E de parcă ați fi, dragilor, în varianta necunoscută x și asta y. Și ar fi x minus y și x ori y egal cu 1. Deci x minus y egal cu 2x
și X ori Y, dar nu poți să zici cu 2X, X ori Y egal cu 2X. Și atunci e vorba de niște funcții de găsit. Adică rețete, rețetele. Cum arată rețetele celor două funcții? Deci se determină funcțiile, când zici pentru orice X real, adică domenii definiție sunt, pentru cele două funcții vor fi parte în mulțimea numărul reale. Deci se găsească două funcții, care scăzute se ne ducă la 2X și adunate și mulțite se facă 1. Da? Deci necunoscutele sunt F și sunt G și H. Dar să fie pozitive. Esențial, probabil că vom găsi și funcții negative. Să fie pozitive pe tot domeniul de definiție. Foarte tare chestia asta. Adică Y pe care îi vor genera după rețetele respective, să fie numai Y pozitivi. Așa trebuie. Nici m-am apucat de lucru, dar eu vreau să înțeleg. Nu pot să demarez dacă n-am înțeles bine treaba. Deci e vorba de a găsi două funcții, G și H, care să fie pozitive, și aici insist, să fie pozitive, adică după rețetele acelea, fiecare în parte să genereze Y și pozitivi. Ne apucăm de treaba. Aici una e de gradul 1, adică G și H-ul, ca și cum ar fi A și B, da? Nu zic X și Y, că e deja X aici. Și cea de gradul 2, că e înmulțit. Și că tehnica de lucru, când am o ecuație de gradul 1 și alta de gradul 2, tehnica de lucru este prin substituție. Scot din asta de gradul 1, deci G de X va fi egal cu H de X plus 2X. Și cu G-ul cunoscut mă duc în cea de-a doua. Și atunci rezultă cea de-a doua, adică e vorba de G de X ori H de X, nu e altul cineva decât egal cu 1, e de parcă aș spune echivalent, pe H îl înlocuiesc aici, nu, pe G de X îl înlocuiesc aici și vine H de X pe lângă, H de X pe lângă, G de X, adică H de X plus 2X, egal cu 1. Echivalent cu H pătrat de X, H pătrat de X, plus 2X, H de X, minus 1, l-am dus pe 1 stăga, egal cu 0. Îmi închipui că am o funcție de gradul 2, da? Ca o ecuație gradul 2 primesc, în care necunoscuta nu este, cum eram eu obișnuit, X sau Y, este H-ul. Asta e H de X. Și atunci a zis H de X 2. H de X 1, 2, sunt două variante. 1, 2 este egal cu minus, poți iau pe jumătate, că B-ul este 2X și jumătate este X minus B. Adică minus X plus minus radical din B prim pătrat, X pătrat, minus AC, plus al 1, că A-ul e 1 aici, C-ul e minus 1 și minus ori minus vine plus, supra A, supra 1. Da, iată că am două variante ale H de X, o dată minus X, deci am un H1 de X egal cu minus X plus radical din 1 plus X pătrat. Și cea de-a doua variantă, H2 de X, o altă exprimare, minus X minus radical din 1 plus X pătrat. Cu H1 aș găsi pe G1, G1 de X egal cu G1 H de X plus 2X, adică adun pe 2X, adică X plus, că minus x cu 2x face x, x plus radical din 1 plus x pătrat și în partea cealaltă este g1 de x, g, h, g2 de x. G2 de x va fi egal cu 2x minus x, x minus radical din 1 plus x pătrat. Adică am o primă pereche, un h și un g, un H și un G. Întrebarea este pe care din astea două perechi se le iau? Pe cele care sunt pozitive, adică care asigură, după imagine care le construiesc, numai valori pozitive. Deodată ochiul pică pe asta și spun că nu mi-asigură numai valori pozitive. Că uite, dacă eu pe X egal cu 0, imaginea lui 0 este minus 1 aici. Și e clar, nu mi-dă un număr pozitiv. Deci, perechea asta pică, că trebuia să fie
Așa, oricare ar fi real să fie și pozitive și să satisfacă sistemul. Eu am plecat să satisfacă sistemul și acum mă întorc pentru o selecție care din aceste două perechi merită după așa ceva. Dacă mă duc în perechea de mai sus, pentru x egal cu 0, face 1 și 1. Pentru x egal cu 2. Minus 2 plus radical din 41, 5. Minus 2 plus radical din 5. Radical din 5 e mai mare ca 2. Și atunci dau semnul cel mai mare, că radical din 5 face 2 și ceva. Adică tot timpul x ăsta este mai mic decât radical din 1 plus x pătrat. Da? Este mai mic. Dacă e negativ, gata, e rezolvată treaba, că e minus 2 și cu minus 2 face, minus minus 2 face plus 2 și e rezolvată. Dacă e pozitiv, era problema. Și dacă e pozitiv, totdeauna x e mai mic decât radical din 1 plus x pătrat. Da? Pentru că dacă ridic la pătrat am membrii, era situația de pozitivitate, este echivalent cu a spune că x pătrat e mai mic decât 1 plus x pătrat. Adevărat. Ca și cum a spune că unul mai mare ca 0. Da, dragilor, înseamnă că din cele două perechi, răspunsul la punctul A, la punctul E, este ăsta. Că h de x egal odată cu... h de x egal cu minus x plus radical din 1 plus x pătrat, minus x plus radical din 1 plus x pătrat, h de x și g de x este minus g de x este x plus radical din 1 plus x pătrat. X plus radical din 1 plus x pătrat. Cele două, dacă din g scădem pe h, face scăderea 2x, că din asta scădem pe asta, să reduc astea și e foarte bine. Iar g ori h face a la doua minus b la a doua, adică radical din 1 plus x pătrat la pătrat minus x pătrat. Adică 1 plus x pătrat minus x pătrat face 1. E perfect. Deci ne-am găsit bine. După ce am găsit asta, înseamnă că am răspuns la punctul E. Că așa ne spunea. Să se determine cele două funcții g și h pozitive, foarte tare, foarte important. Că dacă n-aș fi avut criteriul selecției, aveam două perechi soluții. Dar el mi-a zis selectez pozitiv. V-a vrut să vadă ce înseamnă funcție pozitivă. Dacă eu am în minte clară noțiunea, funcție pozitivă, asta m-a dus la situația aceea de a compara pe x cu radical din 1 plus x pătrat. Că se întâmpla că atunci când x-ul e pozitiv, aici am minus 2 plus radical din 5. Și trebuia să dovedesc că aici se scade cel mai mic din cel mai mare, de semnul cel mai mare. La fel aici pentru x și negativ. Pentru x și negativ aici e treaba rezolvată, dar pentru x și negativ aici minus 2, iarăși e o problemă. Dar aceeași se rezolvă datorită faptului că radical din 1 plus x pătrat e mai mare decât modul din x. E mai mare decât modul din x. Și atunci treaba e liniștită. Funcțiile acestea sunt pozitive. Da. Punctul E. Să vedem punctul următor, după ce am văzut pe E. Hai să vedem F-ul. Ce ne spune la punctul F? Să se arate că... Deci, să se arate că F compus cu F compus și mai departe, compus cu F de N ori aplicat asupra lui X este egal cu G la puterea 2 la N, G la a doua la N, hai că e fain, G la 2 la N de X minus H la 2 la N de X supra 2. Deci F de aceea e la punctul ăsta. Eu mă gândeam acum ce caută punctul E în contextul exercițiului de mai sus, de la S2, băgat aici. Păi da, caută, pentru că autorul aici vorbește parcă independent de conținut, însă la punctul F
După ce ne-am descoperit pe cele două funcții, spune să compunem pe F de N ori și să ne dea G la 2 la N de X, H la 2 la N de X supra 2. Într-un astfel de situație, trebuie să vedem deodată ar trebui să văd F, compus de F, de N ori, membru stâng. Iar G la 2 la N, G la 2 la N, adică G-ul ăsta la puterea 2 la N, mai greu să fac, cam cum ar arăta. Știți ce? La ce vă gândiți voi acum? Ce idee v-ar veni? Voi, concret, acum când vă aflați în fața chestiului, iată că subiectul a ridicat în dificultate, ușor, ușor, și am ajuns la etapa asta. Sigur, m-ar interesa o situație particulară, să văd cum aș descurca pentru N egal cu 1. Pentru N egal cu 1, ce ar trebui să se întâmple? Pentru N egal cu 1, dar nu mă rei de N ori acolo. Da, de N ori este. Pentru N egal cu 1, ar însemna că F simplu, nu mai compun cu un alt F, da? F trebuie să-l organizez de forma G de X la puterea 2 la 1, G de X la 2, minus H la 2 de X supra 2. Și egal mai departe. Hai că asta mă descurc. E un binom la pătrat. Egal cu G de X la 2, adică X plus radical din 1 plus X pătrat la a doua, minus cea de-a doua, minus X plus radical din 1 plus X pătrat la a doua. Supra 2, trebuie să fiu asta, să văd dacă ajung la calculul F de X egal cu 2X, pur și simplu. Însă la a doua aici face așa, ca un binom. X pătrat plus 2X radical din 1 plus X pătrat plus partea a doua la pătrat plus 1 plus X pătrat, că dispare radicalul. Minus asta la pătrat. Minus pe lângă, să o iau ușor ca să nu greșesc. Prima parte la pătrat face X pătrat. De două ori prima parte ori a doua face minus 2X radical din 1 plus X pătrat și plus partea a doua la pătrat plus 1 plus X pătrat. Și supra 2. Să văd dacă ajung la relația lui F. Deci egal cu semn de întrebare, să vedem dacă îmi dă F-ul. Și acum 2X pătrat plus 2X radical și plus 1. Deci va veni 2X pătrat plus 2 radical din 1 plus x pătrat, 2x radical din 1 plus x pătrat și plus 1. Minus x pătrat și cu x pătrat, înseamnă minus 2x pătrat, minus 2x pătrat, plus 2x radical din 1 plus x pătrat și plus minus 1 din cauza minusului din față. Totul pe 2. Și 2x pătrat cu 2x pătrat, 2x radical cu minus 2x radical, e plus acolo. Nu e. E plus. Am greșit. 1 cu minus 1, deci ăștia doi nu se reduc. Și acum zicem 4x radical, deci face 4x radical din 1 plus x pătrat, totul supra 2. 4 cu 2 simplificăm și face 2x radical din 1 plus x pătrat. Da, este bine. Egal cu F. Este F-ul pe care îl avem aici, 2x radical din 1 plus x pătrat. Excelent. Da, am făcut o situație particulară. Hai să încerc pentru N egal cu 2.
Deci n egal cu 2, ar însemna să fac F compus cu F. Deci pentru n egal cu 2, cum ar suna englezul nostru? Pentru n egal cu 2, ar trebui să arătăm că F compus cu F, F compus cu F, egal cu, hai să scriu aici că sunt sub tabla, deci pentru n egal cu 2, ar trebui să arătăm că F compus cu F, egal cu G la puterea 2 la a 2, adică G la a 4 de X, minus F la a 4, minus H la a 4 de X. Supra 2. Asta ar trebui să arătăm. E egal cu 2, merge. Hai să facem F compus cu F. Iată, autorul îi supune și la această probă, dacă știm să facem compunerea. F compus cu F aplicat asupra lui X este egal cu F de F de X. Egal cu, adică argumentul lui F ăsta din X este F de X. Mă uit și spune așa, când am eu pe X în paranteză, data asta are F de X. De două ori ce am eu în paranteză, de două ori ce are el în paranteză, 2 f de x, ori radical din 1 plus ce are el în paranteză, adică 1 plus f de f pătrat de x. Da? F pătrat de x. Pentru că argumentul funcției exterioare este ăsta, ce e în paranteză, adică f de x. Și asta am făcut și eu. Egal cu 2 ori f de x, adică 2 de 2 ori ăsta. De 2 ori 2x radical din 1 plus x pătrat, n-are să pun paranteză că e mulțire, deci vine 4x, 4x radical din 1 plus x pătrat, înmulțit cu radical din 1 plus f de x-ul la pătrat, adică asta toată la pătrat. Asta toată la pătrat face 4 x pătrat, radical la pătrat dispare, 1 plus x pătrat. Și este egal mai departe cu, hai să vedem cât face 4x radical din 1 plus x pătrat. Deci 4x radical din 1 plus x pătrat. Ori înmulțit cu radical din 1 plus 4x pătrat plus x la a doua, înmulțit cu 4x pătrat, ar veni 4x la a 4. Și egal mai departe cu 4x radical din 1 plus x pătrat înmulțit cu, aici este pătratul lui 1 plus 2x. Că în momentul în care ridic la pătrat, ia să vedem, eu zic că este radical din 1 plus 2x la a doua, totul la pătrat. 1 plus 2x la a doua, totul la pătrat. Pentru că 1 plus 2x pătrat la pătrat face 1, plus 4, de 2 ori prima parte mulțumită, 4x la a doua, și plus partea a doua la pătrat, 4x pătrat. Da? Este bine, scăpăm de radical asta și pe ăsta să duc, și face 2x, 2x, pe lângă 1 plus x la a doua, 1 plus x la a doua, ori radical din 1 plus x la a doua. 2x pe lângă 1 plus 2x pătrat. Plus 2x pătrat. 2x pătrat. Adică asta de aici. Ori radical din 1 plus x pătrat. Insist. Deci f compus cu f înseamnă f de f de x. M-am uitat la rețetă. Am înlocuit pe x cu f de x. Cine este el? E 2x radical din 1 plus x pătrat și cu 2 deci vine 4x radical din 1 plus f-ul la pătrat, adică ăsta la pătrat. 4x pătrat pe lângă 1 plus x pătrat, că dispare radical. Și
face 4x radical din 1 plus x pătrat, o radical din 1 plus 4x pătrat plus 4x la 4. Lucrăm acolo și constatăm că rezultatul este asta. Acum eu trebuie să mă duc la g la a doua, g la a patra, mi-l lași la a patra. Să duc la a patra. Mai să fie. Deci g la a patra de x. Asta a fost membru stâng, da? Membru stâng. Membru drept este g la a patra de x minus h la a patra de x totul pe 2 și care e egal mai departe cu stic la a patra minus x plus radical la a patra pe binomul lui Newton. Nu e treaba bună, trebuie să punem altceva. G la a patra minus h la a patra. Pe care îmi pot să zic și g la a doua minus h la a doua. A la a doua minus b la a doua. Deci mai pot să zic așa. G la a doua de x totul la a doua minus h la a doua de x totul la a doua supra 2. Care e egal mai departe cu ceva la a doua minus altceva la a doua face ceva minus altceva la a doua fiecare diferența două pătrate. Poți să spun că este g la a doua de x minus h la a doua de x supra 2 ori g pătrat de x plus h pătrat de x. E bine așa. Dar g pătrat minus h pătrat de x pe 2 este ce am făcut mai înainte. Este f1. Că așa am arătat. F1 egal cu, pe 2 egal cu 1. Deci aș spune că este egal cu f, f1, f. În situația când am e egal cu 1, am numai pe f. Așa am și dovedit. F ori g2 pătrat plus h2 pătrat, adică să ridic aici la pătrat, că asta e mai ușor, și să le adun. Deci ar veni hai să scriu dedesubt. Egal cu f pe lângă la pătrat. Face x pătrat minus de 2 ori primul ori al doilea minus 2x radical din 1 plus x pătrat plus partea a doua la pătrat, adică 1 plus x pătrat plus h pătrat, adică a doua, plus x pătrat plus de 2 ori x radical din 1 plus x pătrat și plus partea a doua la pătrat plus 1 plus x la a doua. Și face egal cu f-ul pe lângă. Minus 2x cu ăsta se reduc și am un x pătrat cu un x pătrat cu un x pătrat și cu un x pătrat 4x pătrat. 4x la a doua 1 plus 1 plus 2 și egal cu 2f pe lângă 1 plus 2x pătrat. Dacă trebuie să ajung eu 1 plus 2x pătrat ori 2f, adică f-ul este ăsta. F compus cu f îl am aici. Înlocuiesc pe f cu da, era f pe 2. Deci g, nu, f simplu. Deci f înlocuiesc cu 2x
2x radical din 1 plus x pătrat e 2. Mi apare un 2 acolo. Așa. Deci pentru n egal cu 1, ar fi că f egal cu g pătrat minus h pătrat pe 2. 2, 2 la 2, să iei 2 la n acolo? Nu, e 2 simplu. Și am arătat că este adevărat acolo, că nu a zis g pătrat minus h pătrat, mi-a dat f-ul chiar. Acum, unde sunt greutățile? F compus cu f. Așa face 4x radical din 1 plus x pătrat și face 4x ori radicalul 4x ori radicalul 4x este de la aici până aici am greșit 4x. Asta, ăsta este răspunsul. 4x radical din. Iar aici, acum, eu am 2f ori 1 plus 2x pătrat ori f și face f 2 ori 2, deci 2x, face 4x pe lângă 1 plus x pătratul, 2x pătratul care am, ori radical din 1 plus x pătrat. Iată că membru stâng egal cu membru drept și atunci identitatea este făcută. Dragilor, aici la n egal cu 2 trebuie să vedem chiar este care e șmecheria. Deci pentru n egal cu 2 am compus-o a două funcții și m-am descurcat, am locuit și mi-a dat așa ceva. Dacă însă fac membru drept, am văzut că e g la 4 minus h la 4. Ăsta se scrie că fiind f pătrat minus g pătrat la a doua, se scrie g pătrat minus f minus h pătrat pe 2 și este tocmai rezultatul anterior, la etapa când am avut pe n egal cu 1. Aici este miezul problemei. Că eu n-am stat să fac g pătrat minus h pătrat pe 2. Am pus f-ul dinainte. Asta este. Aici este punctul tare al chestiunii. Adică sunt șanse să folosim ce am avut mai înainte făcut. Asta, dragilor, mă îndeamnă să cred că inducția matematică va fi sigur de mare ajutor. Acum când am făcut pentru pasul 2 și am văzut că sunt șanse să pot folosi rezultatul anterior, pasul 1, înseamnă că demonstrația din inducția matematică va fi clar rezolvată, că doar asta este la inducție. Dacă se sizezi din particular, cam cum vei trece de la K la K plus 1 pentru pasul următor, cum te folosești de pasul K. Ăsta e lucru esențial. Da? Noi o să trecem acum de la 2 la 3, că am descoperit ceva ca să ne familiarizăm și mai bine. Să știm și mai exact cum procedăm. Da. Aici vreau să facem ordine în mintea noastră, pentru că dacă nu ne este atrasă atenția că inducția va fi cea care ne va ajuta, aproape că suntem blocați. Ești acesta nu poate fi rezolvat altfel. Că lucru direct cu compunerea de n ori nu poate fi găsit rezultatul. Pe urmă, g la puterea 2 la n și h la 2 la n iar nu poate fi calculat. Și atunci, singura variantă este să sezăm un mecanism de trecere la un pas la altul care să ne fie de mare folos pentru inducție. Deci acum, ăsta a fost momentul cel mai tare. Ne amintim inducția cu ocazia asta, pe un model de exercițiu mai ușurel și în felul ăsta transmit ceea ce îmi propun acel lucru, că etapa aceea de verificare este esențială, dar nu o facem așa numai ca să dovedim că un rezultat este
corect. Niște propoziții sunt adevărate, că doar asta înseamnă. Prin particularizare, predicatul acela universal, datorită cuantificatorului oricare, devine o propoziție universală adevărată. Și prin particularizare sunt niște propoziții acolo, da? Și noi trebuie să arătăm că propoziția aceea este universal adevărată, indiferent ce e ea. Vom folosi. Ei bine, în etapa asta de verificare nu facem decât să vedem cum trecem de la un pas la altul și cum ne folosim de pasul anterior. Ăsta este mecanismul care ne îndreaptă clar spre inducție. Deci inducția matematică va fi aici folosită. Acum stau și mă gândesc dacă să șterg să iau prin model un exemplu mai ușurel și până să mă întorc la ieșit de aici. Cred că am să fac așa, să încerc acolo pune ieșitul de la inducție la testul 6, pentru că încă suntem în testul 6. L-am făcut las funcțiile acestea H și G. Doi la M. F compus cu F de N ori. Uitați dacă eu există cea care nu l-am deseori. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus puncte, puncte, plus 1 supra N pe lângă N plus 1 egal cu N pe N plus 1. La verificare, asta pe asta insist eu ca să vedeți mecanismul pe care îl avem în vedere, nu facem verificare pur și simplu pentru N egal cu 1, ce devine? Pentru N egal cu 2 devine că 1 supra 1 ori 2, că făcând pe N egal cu 1, vine 1 supra 1 ori 2, adică numai atât, egal cu 1 supra 2, adevărat. Pentru N egal cu 2, propoziția devine 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 egal cu 2 pe 3. Aici facem calculul concret și ne dă 2 pe 3. Pentru N egal cu 3, și acum este lucru pe care vreau eu să-l precizez foarte tare, să vă atenționez, când zicem 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 egal cu 3 pe 4. Pentru adunare nu fac aici, că amplific aici cu 3 și din coace atât cu 3 și faci 3 pe 6 când faci 2 pe 3. Deci cât am zis că amplificat și cu 3 și din coace cu nimic. 3 și cu 1, 4. 4 pe 6 și face 2 pe 3. Ce spun de asta, deja o știu. Care cât înseamnă? 2 pe 3. Deci acum folosesc rezultatul dinainte. Și zic 2 pe 3 plus 1 supra 3 ori 4 și lucrez. Văd cât îmi dă. Și face aici 8 și 1, 9 pe 12, care face 3 pe 4. Esențial este. Asta este mezul problemei. Și așa mi-atrage atenție că de la K la K plus 1 am să trec ușurință, să am posibilitatea să valorific foarte des. Și aici mi-a sugerat inducția. Același lucru s-a întâmplat și aici. Când am trecut de la 1 la 2, direcția mea e greu să observăm, dar aici am putut observa, pentru că am avut G la 4 minus H la 4, pe care am scris la a doua la a doua, și când am văzut G pătrat minus H pătrat pe 2, G este chiar F-ul, o singură dată. Și acum să vedem cum trecem de la 2 la 3. Deci, hai să pornim la treabă. Să vedem ce devine pentru N egal cu 3. Foarte frumos a ieșit, extraordinar. Aici dacă vreți, avem ocazia să spunem, da, simțim cât de importantă este inducția matematică. Este de fapt un mecanism, o tehnologie
de care te folosești, un mecanism pe care îl folosești, pentru a arăta că o propoziție este universal adevărat. Da? Un predicat, că e un predicat acolo, depinde de el, devine propoziție universală adevărată. Iată ce trebuie să arătăm noi pentru n egal cu 3. Pentru n egal cu 3, ar trebui să arătăm că F compus cu F, compus cu F aplicat asupra lui X, este egal cu G la puterea 2 la 3 G la 8 de X minus H la 8 de X supra 2. Da, asupra cu membru drept. Sau să continui, egal mai departe. G la 8 poate fi G la 4 de X minus H la 4 de X pe lângă G la a 4 de X plus H la a 4 de X supra 2. Egal mai departe cu aș putea observa că G la a 4 minus H la a 4 de X G la a 4 de X minus H la a 4 de X supra 2 ori G la a 4 de X plus H la a 4 de X. Asta deja este făcut în pasul anterior, ar fi F compus cu F aplicat asupra lui X înmulțit cu e de două ori, când el a fost egal cu 2, este deja scris acolo, o vedeți voi pe tablă, pe căițelul vostru. G la a 4 minus H la a 4 ar putea fi văzut de noi ca fiind aici trebuie să vedem ce mecanism folosim pentru a intra în varianta a doua. Aici, acum. Eu aș încerca așa, să spun că este G la a doua de X minus H la a doua de X la pătrat și face G pătrat minus H G la a patra minus de două ori G la a doua H la a doua plus G la a patra de X, adică pătratele. Și tot, nu, să folosesc G pătrat de X minus H pătrat de X la pătrat. Hai să iau așa. La pătrat plus 4G pătrat de X ori H pătrat G pătrat de X ori H pătrat de X. Nici nu are, da, aș vă paranteza că este F compus cu F băgată sub X și asta bucată. Și egal mai departe cu F compus cu F aplicat asupra lui X înmulțit cu G de X minus G pătrat minus H pătrat pe 2, dacă îi pun un 2, dacă îi pun un 2 și un 4 în față, este G pătrat minus H pătrat pe 2, este F. Este un singur F. Când N nu este 1, este un singur F. Deci aș putea spune înmulțit cu 4 F pătrat de X. Deci este F pătrat de X plus 4 H pătrat de X ori G pătrat de X.
Are și un 4 factor. S-ar face 4. 4. F compus cu F aplicat asupra lui X. Ori, în paranteză, F pătrat de X plus H pătrat de X ori G pătrat de X. Adică G ori H, totul la pătrat. Ar fi acolo, nu? G de X ori H, G de X ori H de X, totul la pătrat. Și G ori H, deci G mulțit cu H, ar face radical din 1 plus X pătrat plus X așa, cât face G ori H. G ori H ar face X plus radical din 1 plus X pătrat pe lângă radical din 1 plus X pătrat minus X. Și face 1, că vine X radical la pătrat dispare, 1 plus X pătrat minus X pătrat, face 1. Deci G ori H face 1. Și atunci va face 4 egal cu 4 F compus cu F aplicat asupra lui X pe lângă F pătrat de X F pătrat de X plus 1. 1 plus F pătrat de X. Deci F compus cu F aplicat asupra lui X face 4. F de 3 ori face... Nu, membru drept l-am lucrat până acum. Hai să facem și membru stâng. F compus cu F compus cu F aplicat asupra lui X este... F compus cu F de F de X. F compus cu F de F de X. Și dacă aș ști F compus cu F. Dar F compus cu F. De două ori. Aici trebuie să lucrăm, că am lucrat membru drept și mi-au dat F compus cu F aplicat sub de F pătrat de X plus 1. Foarte, foarte bine. Dar acum trebuie să... Dacă aș înmulți acolo, nu m-ar ajuta. Deci asta este momentul. F compus cu F îl pot privi în două variante. Ori așa, ori pot să spun că este egal cu F de F compus cu F aplicat asupra lui X. F de F compus cu F aplicat asupra X. Da. Și atunci mă uit la rețeta lui F exterior și spune așa. Rețeta lui F era... unde era? Am șters-o. Deci, F de X, parcă era 2X radical din 1 plus X pătrat. Da? Și atunci vine 2 ori. Argumentul lui F. Argumentul lui F ăsta este F compus cu F. Deci F compus cu F aplicat asupra lui X. Ori, radical din... 1 plus argumentul la pătrat. 1 plus F compus cu F aplicat asupra F compus cu F la pătrat asupra lui X. Ei,
F compus cu F la pătrat este F făcut de două ori și parcă ne amintim cum i-a dat 2F radical, dar nu m-am eu aici când am făcut compusul de două ori. Deci, deocamdată F compus cu F mi-a dat 2F compus cu F. Lucrând membru drept, mi-a dat aici 4F compus cu F aplicat. Deci trebuie să mai este un 2 și aici sub radical trebuie să facă, adică toată chestia asta trebuie să facă până la urmă un 1 plus F pătrat de X. Eu asta ar trebui să arăt, că F compus cu F radicalul, deci uitându-mă la ceea ce am obținut aici și la ceea ce am obținut în membru drept, trebuie să arăt că un 2 radical, mai trebuie un 2 ca să facă 4. Deci trebuie toată chestia asta să facă încă un 2 radical 2 pe lângă f pătrat de x plus 1. Și dacă facem un 2 pe lângă f pătrat de x, adică 2 pe lângă f pătrat de x plus 1 să fie radicalul de aici. Deci eu trebuie să arăt că să văd 2 pe lângă f pătrat de x plus 1 este egal cu radical din 1 plus f compus cu f la pătrat. Asta m-am de dovedit. Păi, să vedem f compus cu f. F compus cu f aplicat asupra lui x este egal cu f de f de x, f de f de x și egal cu 2f de x. 2f de x o radical din 1 plus f pătrat de x. Asta este f de două ori. Așadar, nu-mi rămân decât să-l bag sub radical și aici f compus cu f de două ori, să-l locuiesc în partea asta. Și o să am egal mai departe. Șterg aici. Dar la mine e problemul complicat când am șters, nu am rezultatele. Deci, voi avea aici, în clipa asta, 2 deci 2f de x, 2f de x. Eu trebuie să arăt asta, da? 2f de x. Să văd dacă este egal. Era semn de întrebare aici. Deci, radical din 1 plus de 2 ori f de 2 ori f compus cu f face asta și la pătrat face 4 f pătrat de x, 4 f pătrat de x pe lângă 1 plus f la a doua de x. Din ce motiv spun mai atâta? Pentru că radicalul la pătrat dispare radicalul aici. Și acum, când înmulțesc de acolo, voi obține radical din 1 plus 4f pătrat de x plus 4f la a patra. 4f la a patra de x. Aici este binomul la pătrat și m-am apropiat de ceea ce trebuia să arat, că va fi 1 plus f pătrat la pătrat. Dispare radicalul și rămâne 1 plus f pătrat. Exact cum aveam aici, 1 plus f pătrat. Deci, în final, fiind 1 plus 2f pătrat și la pătrat, vine 1 plus 4f pătrat, iese 4 și iese 2 aici în față și totul este
rezolvat. Da, este un pic mai mult de lucru. Am insistat aici pentru a vedea cum se trece la pasul anterior de la 2 la 3. Nu e simplu, pentru că apare aici F la 4-a, nu? Când am văzut G la 4-a plus H la 4-a. Și G la 4-a plus H la 4-a trebuie să vedem cum se raportează la pasul următor, la pasul din urmă. N-ai varianta decât să zici G la 2-a minus H la 2-a pe 2 pe care l-ai ca reprezentare pasul anterior, plus 4 mulțit cu produsul lor. Produsul lor face 1. Asta este esențial. Deci aici este momentul care ieșițul se poate continua, altfel n-ar fi putut fi aplicată inducția. Ce am vrut să spun, dragilor? Rămâne ca să se treacă la K la K plus 1. Nu a fost important decât mesajul. Deci încolo o să duc cei care știu inducția foarte bine pentru modelul ăsta. Eu am vrut, poate ar fi mai sănătos, să mai fac câteva ieșiții pentru inducția matematică la modelele simple. Adică modelul ăsta și-l duc la capăt cei care au instrumentul foarte bine la dispoziție. Eu ar trebui acum, fiindcă m-am lovit din modelul inducție, să insist, să vă spun că inducția este foarte, foarte utilă în multe ieșiții. Și că îți este de foarte mult folos dacă ai instrumentul la dispoziție și ai înțeles mecanismul inducției matematice. Și cred că asta am să fac. Da. Deci am dus-o până la momentul acesta în care am atras atenția asupra modului în care se trece de la K la K plus 1, trecând de la 2 la 3, cum folosim rezultatul la 2, însă exercițiul este destul de dificil, însă parcă o simplă tablă nu mi este ajuns, de ajuns să șterg câte ceva și pierd răspunsul anterior, nu mai pot continua. Dacă ar fi fost Ionuț acum, probabil că aș fi întrebat la etapa aceea cât, cum a fost, ce a fost. Dar eu asta, sarcina mea este să vă fac să pricepe, să înțelegeți mecanismul inducție matematică, fiindcă m-am lovit de el, și să vă arăt concret pe modele. Cu cât mai multe modele, cu atât mai bine. Așadar, iată dacă reluăm exercițiul următor. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus mai departe plus fie P de N predicatul în care spune să arate că 1 supra N pe lângă N plus 1 1 pe 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra N pe lângă N plus 1 este egal cu N supra N plus 1. Aici, ori te prinzi și poți demonstra efectiv treaba asta. Eu când acasă eram și făceam inducția matematică, spuneam să se calculeze suma și să demonstreze prin inducție. Deci să se calculeze suma, adică să vedeți, suma era așa. Suma de la K egal cu 1 până la N, din 1 supra K pe lângă K plus 1, cu cine este egal suma asta, în loc să scriu desfășurat 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus puncte, puncte, 1 supra n plus n plus 1, scriam strâns să calculeze suma asta, adică tu trebuia să ajungi la răspunsul n pe supra n plus 1 și să demonstrezi prin inducție că rezultatul este acesta, n pe lângă n plus 1. Fac și una și alta, așa cum am formulat aici. Știți bine că am mai făcut acest exercițiu și cu Darius am făcut și el a lucrat, deși era în clasa 6-a. Am putut noi să scriem aici, deci am notat cu SN suma asta, 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus mai departe, plus 1 supra N pe lângă N plus 1, egal cu, și am scris asta, 1 pe 1 minus 1 pe 2, cine e 1 supra 1 ori 2? Sau să scriu dedesubt ca să fie și mai clar. Este N ăsta. Am scris așa. 1 supra 1 minus 1 pe 2 pentru această fracție, 1 supra 1 ori 2. Pentru fracția cealaltă plus 1 pe 2
minus 1 pe 3, plus 1 pe 3 ar veni, hai să scriu 1 pe 3 ori 4, 1 pe 3 minus 1 pe 4, plus și mai departe plus puncte, puncte, plus 1 pe n minus 1 pe n plus 1. Și paranteze am pus așa ca să vedeți grupajul de la care am pornit. 1 pe 2 cu 1 pe 2 se reduc, 1 pe 3 cu 1 pe 3, 1 pe 4 și urmează, ăsta cu cel de față, face 1 minus 1 supra n plus 1, care înseamnă ca rezultat n plus 1 minus 1 pe n face n supra n plus 1. Deci rezultatul de aici este n supra egal cu n supra n plus 1. Și după aceea calculat asta, să demonstrăm prin deducții. Sigur că suma aceea desfășurată este exact cum o și vedeți voi. Strânsă este folosind simbolul sumă. Și acum demonstrăm prin inducție, adică doresc să văd cum folosiți, cum înțelegeți mecanismul și cum îl aplicați. Da? Asta. De aceea demonstrăm prin inducție. Altfel s-ar fi oprit aici. Că suma asta a fost bine calculată, nu? Însă eu cum am dat să-ți calculez suma, neștiind rezultatul, nu puteai să aplici inducția fără să ai rezultatul din membru drept. Deci, spun să-ți calculeze suma, că nu-ți dădeam rezultatul, și până demonstrează prin inducția asta. Adică folosești și mecanismul inducției ca să văd dacă l-ai înțeles bine. Așa că aici, cum gândim? Gândim în felul următor. Pentru n egal cu 1, p de 1 devine, ce devine? Propoziția aceasta. Deci, în particular, devine o propoziție. 1 supra 1 ori 2 este egal cu, nu mai am grupul ăsta de fracții, membru stâng e numai atât. Membru drept vine 1 supra 1 plus 1 supra 2. Adevărat. Deci, P de 1 este o propoziție adevărată. Pentru n egal cu 2, P de 2 devine 1 supra 1 ori 2, când l-am făcut pe n egal cu 2, eu aici mă uși, vedem care e ultima fracție. Aici se termină. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3. Și nu mai continui 3 ori 4, că atât. Fracția ultimă a devenit aceasta. Egal. Egal cu, ar trebui să arăt că este egal cu 2 pe 3. Da, membru stâng. Hai să facem membru stâng. Să lucrăm. Membru stâng este 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3. Numite oricum noi 6, amplificăm aici cu 3 și face 3 și cu 1, 3 plus 1 supra 6. Face 4 pe 6, care e egal cu 6 și egal cu 2 pe 3, adică membru drept. Membru drept. Asta înseamnă că P de 2, propoziția aceasta este adevărată. Pentru n egal cu 3, P de 3 devine. Ce devine? În loc de n punem 3. 3 ori 4, acolo ne oprim. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, egal cu, ar trebui să arăt că e egal cu 3 pe 4, da? Dar membru stâng este, nu știm că este adevărat, dar să vedem dacă e adevărat, să lucrăm. Membru stâng este 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, și egal cu, dacă vă duc să aduc la același viitor totul, gândiți-vă ce veți face când crește numărul fracțiilor. Deci e imposibil aproape. De aceea rezultatul de mai înainte îl știu de așa. L-am sus. E 2 pe 3. E la pasul anterior. 2 pe 3 plus 1 supra 3 ori 4. Și numitor comun. Aici am zis cu 4. 4 ori 2, 8. 8 plus 1 supra 12. Sau 3 ori 4 poți lua, da? 3 ori 4. Și egal cu 9 supra 3 ori 4. Simplificăm prin 3. Și egal cu 3 pe 4.
Facem și pentru. Și asta înseamnă că și pe de 3, adevărat. Pentru n egal cu 4, p de 4, sună așa. 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5, să fie egal, să vedem dacă e egal, cu 4 pe 5. Dar membru stâng, adică partea din stânga, înseamnă așa, nu? Toate, 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5, egal cu. Asta e de-a da știută. E asta de aici. E 2 pe 3. Deci va fi egal cu 2 pe 3. Sau 2 pe 3 sau cât este? 3 pe 4, pardon. Da? Membru stâng, deja cunoscut, asta de aici. Iată, se face săgeata aici. E 3 pe 4. Deci va veni 3 supra 4 plus 1 supra 4 ori 5. Și face 15 plus 1. Amplificăm aici cu 5. 15 plus 1 supra 3, 4 ori 5. Și vine 16 supra 4 ori 5. Simplificăm prin 4 și face 4 supra 5. Adică și P de 4, adevărat. În etapa asta de verificare am observat cum membrul anterior sau rezultatul anterior este folosit pentru rezultatul următor. Pasul din urmă ajută la pasul următor. Deci bucata din sumă de așa știut o înlocuiește și rămâne doar ultima. Așadar, presupunem, trecem la etapa a doua. Aici a fost verificarea, prima etapă, și acum trec la etapa a doua, demonstrația. Presupunem că am verificat până la ordinul K, însemnând 7, 8, când ne-am oprit noi, în cazul nostru, până la 4 chiar am ajuns. Să zic că am ajuns la 5, la 6, ordinul K. Presup că din cei ce am, nu putem trage o concluzie dacă pentru acești prim pași au fost, ai verificat, gata, e bun în tot timpul. Pentru că v-am povestit ce am pățit elevul acela care a spus, da, pasul următor e bun? Da, pasul următor e bun? Și eu nu aveam altă soluție, spun, bine mă, el tot, oricât aș fi verificat eu, el tot mă întreba de pasul următor. Și atunci spun, bine mă, presupunem că am verificat până la ordinul, la pasul K, și eu dacă îți răspund la întrebarea, pasul următor e bun, tu nu mă mai întrebi. Că pasul următor fiind bun, în cazul nostru, dacă demonstrezi că pasul următor e bun, înseamnă că al cincilea e bun. Și al cincilea fiind bun, și următorul e bun, șase e bun. Șase fiind bun, șapte e bun. Și mai departe. Și problema s-a încheiat. Ăsta e mecanismul inducției. Și așa, da. Presupunem că am verificat până la pasul K. K. Adică P de K adevărat. Ce anume înseamnă? 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus mai departe 1 supra K pe lângă K plus 1 egal cu, este egală cu K supra K plus 1. Că am văzut tot timpul, așa trebuie să văd, raportul ăsta, K supra K plus 1. Deci asta am verificat-o. Până la pasul K. Ne întrebăm. Ne întrebăm. Și asta e imensul problem. Ne întrebăm. Ce întrebăm? Pasul următor, două puncte. Pasul următor este bun? Dar cine este pasul următor? P de K plus 1. P de K plus 1 este adevărat? Este adevărat? Dar cine este P de K plus 1? Să vedem. P de K plus 1 ar suna așa. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra
2 ori 3. Plus mai departe, plus puncte, puncte, 1 supra K pe lângă K plus 1, a fost până la ordinul K, plus următoarea fracției. Asta a însemnat din toată discuția purtată că se mai adaugă încă una. 1 supra K plus 1 pe lângă K plus 2. K plus 1 pe lângă K plus 2, dacă este egal cu raportul ăsta, două. K plus 1 supra K plus 2. Asta ar fi întrebarea noastră, dacă este adevărat. Însă, bucata de până aici, o știu deja. Deci, membrul stâng este compus din bucata asta care o știu, pe care o am aici, K supra K plus 1, K supra K plus 1, plus încă fracția asta. 1 pe K plus 1, K plus 1, pe lângă K plus 2. Egal cu. Ei, amplificăm aici cu K plus 2. Da? Aici e K plus 1, aici e K plus 1 pe lângă K plus 2. Și vine K plus 2, K pe lângă K plus 2, plus 1, totul supra K plus 1 pe lângă K plus 2. Și egal aici cu K pătrat plus 2, K plus 1, care se scrie ca fiind binomul K plus 1, totul la pătrat. Supra K plus 1 pe lângă K plus 2. Pătratul cu asta se termină, se simplifică și face aici K plus 1 supra K plus 2. Adică membru 2. M drept. Membru drept. Am plecat de la membru stâng, am lucrat, am ajuns la membru drept. Înseamnă că semnul de întrebare dispare. Asta înseamnă că P de K plus 1 adevărat. Dar acum recunoaștem ce am făcut noi. Am arătat că pasul din urmă, cum am demonstrat pasul următor? Pe baza pasului anterior. Deci faptul la demonstrație am făcut așa. P de K ne-a ajutat să arătăm că și P de K plus 1 este adevărat. Deci, fiindcă am reușit să facem asta, că P de K implică P de K plus 1, înseamnă că am arătat că pasul următor e bun pe baza pasului din urmă. Da? Că l-am folosit pasul din urmă. Deci, cum am ajuns până la pasul K verificat, înseamnă că și pasul următor e bun din demonstrație, din mecanismul ăsta, din partea a doua, din demonstrație. Da? Și asta înseamnă că cele două spun tot timpul este adevărat. Deci, 1 și 2, verificarea și demonstrația ne anunță că P de N adevărată, oricare ar fi N natural. Deci avem propoziție universal adevărată. Ăsta e mecanismul. Ceea ce am făcut acum, parcă am văzut un mesaj, cineva spunea să fac câteva exerciții cu inducția matematică. Dragilor, acum v-am răspuns la cei de clasa nouă, unde vă aflați acum, sau v-ați aflat într-o perioadă la inducția matematică, cum v-am răspuns. În asta constă mecanismul. Păi, ambele etape sunt foarte importante. Și verificarea și demonstrația. Că în etapa de verificare, ca o să descoperi cum treci de la 2 la 3, la 3 la 4, cam cum te poți folosi de pasul următor, ca să faci același lucru la demonstrație. Că demonstrația rămâne cheia în final. Aici este miezul inducției. Dar tu, în pașii aceia mărunți, asta descoperi. Cum te folosești de la 2 la 3, la 3 la 4, de pasul din urmă, ca să o faci de la K la K plus 1. Și finalul, când îl termin, scrie așa. Verificarea demonstrația înseamnă că tragi concluzia că propoziția aceea este universal adevărată. Și cu asta mai sunt, s-a făcut subiectul care este ăsta, subiectul 3, nu, 2 eu l-am făcut până acum. Ne-am întins la 2 cât a trebuit. Dar am și parcurs foarte multe lucruri. Dacă ne amintim, am început cu să se arate că funcția e pară, impară, f de minus x egal cu minus f de x, era o treabă foarte simplă, dar aici am folosit, am ajuns, am definit
noțiunea de funcție pară, funcție impară, am arătat grafic ce se întâmplă. Pe urmă, am trecut mai departe, am dat și exemple funcție pară, funcție impară și am trecut la acea f de 2 la x minus 2 la minus x pe 2. Am insistat pe ce înseamnă valoarea unei funcții într-un punct, de dat ce înseamnă f de argumentul, și argumentul acum a fost altceva, 2 la x minus 2 la minus x pe 2. Am făcut derivata aceea, primitiva, bijectivitatea, funcțiile acestei f și g găsite, funcții g și h găsite din relația aceea și compunerea aici de n ori și am sfârșit cu inducția, am amintit inducția, am avut discuția cu fostul profesor de matematică care a terminat chiar în Bacău, mi spunea, el este absolvent al liceului de matematică, fizică, de prin, sau matematică informatică, n-am reținut foarte bine, din Piatra Neamț, a ajuns în Belgia, parcă am zis, n-am înțeles eu. Ne oprim aici, vom continua cu subiectul 3, vom vedea mai dată, dar mai facem un pic de pauză, că nu putem ține lunga, așa. Am făcut câteva ore bune de azi dimineață, voi mai continua după o scurtă pauză.